cineva aici care l-a cunoscut. În afară de... Una din, cred că, cea mai veche amintire a mea, sau una din primele amintiri din viața mea, una din primele amintiri din viața mea este când a venit fratele Cerică din închisoare. El a fost arestat într-o primă fază a arestărilor. Cred că era în 1950 sau 51 a fost arestat. Și prima mea amintire, cred, care rămâne, e cum a venit în închisoare și eu stăteam, eram copil de 3 ani, 3 ani ceva. Tatăl Vasile avea mustața și albă. Și știam că atunci când a venit în închisoare avea și o barbă albă. Dar l-au bărberit în închisoare l-au, și l-au lăsat mustața, l-au mustața. Și cum stătea el? Mi-am amintesc în casa noastră veche, care era timp de luminată, așa, luminată, foarte bine la auzire, soare. Și eu stăteam în partea asta și el acolo, cum stătea, și ne povestea. Nu mi-am amintesc ce povestea el, dar imaginea ce era. Fratele Vasile Cernică, care a fost un mare micioron. Și frații aceștia, îmbătrânind, aveau un simț al chemării. Era un nazirei, ziceam un nazireu. El avea barbă. Avea barbă că era un ostaș nazireu. Și fratele David avea barbă că era un ostaș nazireu. Deci, frații, pe măsură ce am îmbătrânit, tatăl meu avea barbă în ultimii ani vieții. Deci aveau acest simțământ al unei dedicări. Asta înseamnă un nazireat. O dedicare. Preoții au barbă nu pentru că preoții au barbă dinainte de a fi moda să fie cu barbă. Când am fost serotonit, eram tânăr, foarte tânăr, aveam 21 de ani jumătate. Asta se întâmpla în septembrie 1969. Deci acum 54 de ani, trecut de 54 de ani. Și mi-aduc aminte că eram foarte tânăr și îmi spune un consilier de acolo, de la Episcopia Aradului, ne-a fost sirotonit, sirotonit de viitorul patriarh Teoctist, era episcopul la Arad. Și îmi spune să-ți lași un pic de barbă, așa, ca să pari mai matur, mai bătrân. Și eu am lăsat o barbă, așa, cum eram tânăr, nu crește așa mare. Păi după aia mă întâlnește consilierul, păi n-am zis să o lași așa, numai așa un pic, un ciocureț aici. Eu n-am lăsat și eu, am lăsat barba întreagă. Deci ce lasă preotul barbă? Că înseamnă această conștiință a dedicării. Ai depus o tărire. Ești ca preot, depui o tărire. Fața lui Dumnezeu, înainte de a fi rotonist, îți citește o tărire pe care o semnezi. Foarte, foarte important. Un jurământ. Un jurământ în sensul pozitiv al cuvântului. Și de asta frații noștri de vârstă aveau barbă, pentru că aveau șansă conștiință de nazirei. Deci nu, ținuta nu era oricum. Erau, deci din frații au plecat nazirei și în sensul ortodox al cuvântului. Sectarii n-au barbă. Dar asta e, n-au. Că n-au avut acest simțământ al, nu? Sau dacă au așa, după modă. Sau unii au fără mustață, așa au mă barbă aici, așa în jos, așa au cei dintr-o secte Amish, din Statele Unite, mulți așa. Secte foarte interesantă, foarte curioasă. Fratele Vasile avea, avusese barbă. Pe ce nu și-a mai lăsat barbă? Pe ce în închisoare n-a mai lăsat barbă. Dar fratele Vasile Vicerinca a fost un mare misionar. El a mers și mergea întotdeauna soții de părinții mei. Și mai ales de mama avea foarte mare nevoie ca să cânte. El vorbea uneori, n-aveau. Deci la Stroiește, trebuie o adunare mare, mare. Nu era niciun predicator, el singur predica. Predica, cântau, iară predica. Mai adormeau oamenii, erau obosiți după o zi, toată noaptea asta, erau case pline. Pase, patru camere, cele mai mari case din Stroiește erau pline de oameni. Noaptea întreagă. Și fratele Vasile vorbea. Și avea un dar al vorbirii deosebit. Fratele Vasile Cernică, întotdeauna să-l amintim că vorbim de Suceava.
și l-a avut închisoare, repet, atunci și în prima fază a închisorilor. Cred că după aceea de asta și de asta nu și-a mai lăsat barbă, ca să nu fie așa de expus. Apoi, și era și în vârstă deja și... Dar sat între Șcheia, Stroiești, Zaharește, nu mai spun zona cealaltă parte, Bosani și... Acolo Bosani și Radu, la Reme Mare, Bosani și Potești, Splopeni, Salcea, Burdujene, ce erau adunări mai vechi, dar sunt adunări noi. Stroiești a fost adunare nouă, foarte mare. Din care s-au ridicat câțiva oameni deosebiți. Și aș aminti aici pe fratele Gavrilei. Cât l-a cunoscut pe fratele Gavrilei? Gavriluț. 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 Nu Gavrilei. Fratele Gavriluț. Fratele Gavriluț, da. Ce? Iarăși, cu un simț al nazireatului. Și era bubat, nu? Și era foarte slab. Era un om foarte postitor. E unul dintre cei mai mare asceti din noastră Domnului care a construit om. Un om al rugăciunii. Multă rugăciune. Avea o inimă foarte curată. Când vorbea fratele Gavrei, vorbea puțin. Vorbea puțin. Era un om care se ruga în continuu. Avea cuvinte de neuitat. Păcat că în Stroiești nu s-a păstrat cei care au venit după aceea, n-au știut să prețuiască de sus. Și alți frate în Stroiești au fost. Deci s-au ridicat, din noastră nu s-au ridicat oameni sfinți, de mare sfințenie. Aici în sat, la noi era mai sus de noi, stătea, acum ați blocuri pe acolo, fratele Ioan Satuha, iar nu l-ați prins. Un frate foarte statornic și foarte cu minte și foarte iubitor de frață. Păi era familia sorei mamei mele, Mătușa Zenuca, Eufrosina, care o femeie sfântă, foarte suferindă, foarte bolnavă, dar o femeie a rugăciunii. Și a fost și mama, a fost și ea, tot așa, cu femeie a rugăciunii, multă rugăciune. Soțul era mai bolnăvicios, Dragoș. Și era și el credincios, era mai bolnăvicios și mai puțin. Dar ea era foarte... Și apoi, de copiii, mai ales, dar doi băieți, unul cel mai mic mai ales, a fost foarte apropiat. Păi de tot din Sfântul Ilie era fratele Vasilică. Pe Vasilică l-ați cunoscut, nu? Să-i pune la celălalt nume. Baciuc. Cum? Păstrăv. Vasilica Udelile. Vasilica Udelile, așa-i spunea, da, dar numele lui de familie nu mai știu. Păstrăv. Vasilic Păstrăv, da. Frate foarte bun, așa statornic, lipsit la adunare. El vorbea rar, așa, nu predica mult la adunare. Erau deci un număr de frați. Alții mai de vârstă, mai... În Sfântul Ilie n-a fost adunare mare în perioada aceea. Era o adunare foarte mare, cu așa potrivită. Dar foarte vie, foarte caldă. Și foarte multă bucurie. Fiecare adunare. Nu se putea despărți seara. Duminică seara veneau la adunare, ne la noi, casa era adunarea. Și nu se putea despărți. După ce îi spăcea rugăciunea în încheiere, cei mai mult mai rămâneau. Și aduceau, ai noștri, aduceau un vas mare, un valing mare cu mere. Și la noi a fost mere multe, aveam livadă mare. Și pune acolo și se mânca o grămadă de mere, o bucurie și o povestire. Și așa era o mare comuniune. Așa erau astea. Când au început să apară duri, așa străinii, aceia au stricat după aceea răduiala. Dar se mutase la soara mea, că avea mai mare. Dar acolo au venit câțiva stricători foarte, așa, porniți cu ideile ale lor. Tare mult l-au schiluit pe tata în ultima perioadă a vieții, că nu ascultau de nimeni. Știu, frate, nu? Știți cum era la Ica? La Ica era mai mare. Mai mare, dar e destul ca să vină unul, doi, că să strice Duhul și asta trebuie de foarte mare atenție. De asta ar fi bine când venim la Sfântul Ilie, timp de frații aceștia. Asta nu mai spun din partea cealaltă, erau abosani și adunare foarte mare și frați hotărâți. Potești, la Pătreuți, în toate satele astea rădunării, până la care
Cașvana, mai spun la strădăuță încolo, Dărmănești, de care ne amintim cu drag de fiecare dată. Noi păstrăm în inimă amintirea acestor frați. Și mulțumim Domnului pentru ei, că au contribuit foarte mult la formarea noastră, la înțelegerea pe care noi am dobândit-o. Și asta ne-a prins bine toată viața. Că toată viața am știut niște lucruri pe care le-am învățat de la înaintași, cu fratele Volmenti, de această demnă al Apostolului Pavel de a aduce aminte de înaintașii noștri.